singur? Ia ți buletinul, încoace. Doar buletinul ăsta, uite. A, nu, buletinul nu mai... Da, nu-i cam primăvară, nu e distribuire. Tabel nominal. La ce vă căutăm? Handicap sau pensiune? La handicap. Handicap, da? Ion Burghelea are 63 de ani și un accident de circulație îl obligă să se deplaseze cu un cărucior. Tot cu el își cară resemnat și alimentele primite de la Uniunea Europeană. Este greu ca să tragi din două mâini fără ambele picioare pe un căruț de ăsta de invaliditate. Este triciclu. Este greu, da, de, sigur, este greu. Că e de la rondul de la piață. Exact de unde a fost CLF-ul vechi. Cum un pic mai înainte. Cum care s-a ales să se distribuie alimentele? Foarte departe. Chiar dacă nu au venit toate produsele, Ion Burghelea a venit să-și ia ce îi se dă. Va avea nevoie de ele pentru a le pune în cămară pentru iarnă. Alimente contează foarte mult. Nu fac față cu ele toate așa, dar este și baza că trebuie să mai ieși cum să cheltuiești banul. Să fii precaut asupra banilor. Ca Ion Burghelea sunt sute de bârlădeni pe care sărăcia îi împinge să accepte alimentele date de spațiul comunitar. Așteptați acolo la masă. Da, o da. Persoană, da? Da. Următorul! Intrați să-l auză. Mai punem aici pe el. Da, un capit. Nu, Liviu, stai să spun. Făină, ulei, ce înseamnă și pentru sahăr, aceste alimente? Foarte bun, cu bani puțini și mai, ne ajută foarte mult. Mă ajută la două persoane cu 2 milioane și 400 de mii pentru iarnă și mi ajută. Nu dau la nimeni, îmi trebuie pentru mine și soții. Pensia mică care au soția de la Vaslu Vintești. Da. Pensia mică și îi merge alimente. Da, și pentru vă ajută? Păi, la pensia ei, mă ajută mie. Am dat în primele două zile circa 500 de persoane. După cum vedeți, s-au mai liniștit. Primele două zile au fost zvâcul mai mare, așa să zic. S-au mai înghesuit. Astăzi merge corect. Lumea ascultătoare stă la rând. Se intră pe bază de listă nominală. Sunt pentru fiecare, deci produse pentru fiecare, deci nu este cine vine primul la ea. Deci e pentru fiecare, se dau până în ianuarie, inclusiv uleiul este venit tot aici în hală, puteți să vedeți. În județul Vaslui nu au fost aduse încă toate alimentele primite ca ajutor din partea Uniunii Europene și nici măcar toate cantitățile necesare. Puține primării au decis să înceapă distribuirea produselor.